În clipul de azi vom testa diferite mituri periculoase cu animale, începând cu... Tuturor le e frică de păianjeni. Hai să testăm mitul ăsta, Iulica, haide, haide, bă, pleacă, du-te, du-te. Haide, mă, ce aveți așa frică? Nu, pune, nu, mi-e frică pe haide, mă, frate, mă. Poate sare, vezi să nu sară, frate. Deci, Iulie, e frică de păianjeni, mie practic nu mi-e, pentru că deja îl țin. Alex, ți-e frică? Na, eu mi-am pus astea pe față încă de urmă cu 15 ani. Ah, am înțeles, am înțeles. Ia uitați-l pe Alex, se pupă cu ea, ești nebun la cap. Dar hai să... mușca de 3 ori. Ce se mai poate întâmpla? Pă bune? Da. Deci nici la Alex nu e frică. Hai să vedem dacă lui Parpi e frică. Ți-e frică, Parpi? Nu, nu mi-e frică. Pentru că mi-am învins frica asta mai de mult. Ia, Iulica! Bă, că mă las. Mitul practic e fals. Nu tuturor le e frică de păianjeni. Următorul mit spune că orice șarpe este periculos și mamă cum mi se încolăcește după gât, ești de bun la cap. Hai să vedem dacă îmi face ceva. Suntem împreună cu un maestru al șerpilor. Îmi face ceva? Nu, nu o să faci nimic. E super calm. Da? Da, garantat. Ok. Mai stăm puțin să vedem dacă se întâmplă ceva. Aoleo, băieți! Aoleo! Ok, se pare că n-am pățit nimic până acum, dar următorul mit spune că reptilele sunt mult mai agresive cu fetele decât cu băieții. Așa că vreau să testăm pe Parpi să vedem cum stă situația. Mamă, uitați-vă cum se uite la Parpi deja. Hai să testăm mitul cu Parpi. L-am pus pe Parpi, hai să vedem cum stă situația. Pentru că, nu știu, am niște reacții mai urâte la Parpi. Eu mă retrag. Se ridic, ajută-mă! Mamă! Mamă, toată șcura ta! Ajută-mă! Mamă, i s-a urcat pe cap. Mamă, ăla! Bă, să nu te sugrume de gât, ești nebun? Ajută-mă, ia-l pe mine! Nu, cred că e ok. A, mi-e frică. Bă, mitul pare fals, nu i-a făcut nimic nici lui Parpi. Adevărat. Ce-a făcut? El e Nelu și e adevărat. Adică? E fals, Nelu e adevărat. Neluță! E adevărat! Da, mă, deci minte fals, reptilele nu sunt mai agresive cu fetele decât cu băieții. Următorul mi spune că orice tarantulă provoacă mâncărimi și vă zic sincer, până acum chiar provoacă mâncărimi, pentru că asta e o tarantulă specială din America care are perișori speciali care irită pielea. Mamă, mi-e frică să nu mă înțepe, frate. Băi, mă irită rău de tot cu perișorii aia. Iau. Mitul e adevărat, chiar te irită, cred că o să fiu roșu, ești nebun după ce o ia. Hai să vedem. Mamă, frate, chiar mă irită, ești nebun? Oh, voi de capul meu. Bă, chiar mă mănâncă pielea, frate. Mitul e adevărat. Tarantula asta chiar provoacă mâncărimi. Următorul mi spune că dacă mâna îți miroase a șoarece, orice șarpe te va mușca, tată. Hai să vedem. Alex a pus mâna pe un șoarece, mâna asta e curată. Hai să vedem cum stă treaba. Pune prima oară mâna curată. Uitați-vă cum la mână curată nu atacă deloc. Deci mâna curată nu atacă deloc. Acum Alex practic s-a mânșit pe toată mâna cu miros de șoarece și hai să vedem dacă o să-l atace. Deci toată mâna aia e mânșită de șoarece. Bă, ești nebun? Oh! Mamă, mâncați-și gura ta! Uitați-vă, i-a băgat tot degetul în gură! I-a băgat literalmente tot degetul în gură! Băi, nu vine să cred așa ceva! Practic, mitul este adevărat. Uitați-vă cum i-a mâncat tot degetul, ești nebun! Astăzi vă voi prezenta cum stă treaba cu mobila în apartamentul meu. Fiți atenți cum stă treaba. Începem cu holul, începem cu începutul. Oare cum stă să nu vedeți nimic aici? Așa. Avem un hol, băieți, o bucată de dulăpior care este cu oglindă, trei mușchi de-astea cu oglindă și fiți atenți, inovații aici. Mâncava și gura voastră, cum e făcut ăsta. Nu știu dacă observați voi, dar apartamentul ăsta e făcut, e strâmp, e nu știu cum, este peretele ăsta mai așa. Nu se putea băga din prima ăsta, așa că e făcut din două bucăți. Nu știu dacă observați voi, dar vine aici mai aproape un pic Parpi. Aici este lipit cu ceva kit din ăsta alb. Ok, este la îmbinare, e dat kit, sau nu știu exact ce e dat, dar nu kit, cred că e. La fel și sus aici și e făcut practic din două bucăți. Avem partea asta plus partea asta care e unită, pentru că altfel nu intra el, nu știu cum. Cum trebuia făcut cumva, dar nu intra, tată. Cam așa este compartimentat dulăpiorul. Hăț, bam, bam. E compartimentat normal, dar asta și asta avem și noi de la Adidas, de tot ce trebuie, de Jeci, de Cățuleanis. Situația a fost simplă în hall, dar fiți atenți ce avem în living. Ești bun la cap? Uitați-vă ce am în spatele meu. Avem un oarecum făcut, un mastodont. Ești bun la cap? Făcut full din oglindă. Veniți mai încoastă, vedeți că am băgat oglindă până și pe sub aici. Mi-am murdărit peretele deja. Mi-am murdărit peretele. Nu contează, uitați-vă aici, avem oglindă până și sub. Ești nebun la cap, jucați-o pe asta. Cățuleanis, dă și un subscribe. Avem la spațiu aici. Băi, căcălău, mă, sunteți nebuni. Uitați-vă, bam, Cățuleanis. Bă, dar tu ai dat asta jos acolo? Nu știu, o să facem curat. Avem la spațiu aici, băieți, uitați-vă, sunteți nebuni. Căcălău, mă, frate, n-ai niciun stres. Mamă, dar dacă tu o să pui unghiile mereu așa pe fucking oglindă, nu, că bag sub. În fiecare zi. Nu, că bag sub, iau așa, bam, hâț, bam. Hau, bau. Avem spațiu căcălău, n-avem niciun fel de stres.
stres. Haideți să vă arăt acum dulapul din baie, pentru că și ăla e mișto. Prima oară când îl vedem și noi și am vedeți cum arată. Și ce mă enervează, mă, nu cream cum să fie spațiile astea așa, mă, frate, mă. Da, nu știu ce să zic de spațiile astea, cam așa arată înăuntru. Bam. Și o să fie foarte greu să ajungem acolo. Ideea e că ăsta o să se scoată și aici o să punem hârtia igienică, știi, de la de hârtie igienică și o să-l tragi de aici când ai nevoie, știi? Că ajungi și tu. Și aici o să fie stres, aici o să ne mai punem noi ce mai e de pus câțuleanii sus. Pentru că pe WC-ul nu mai ne putem urca pentru că este suspendat și avem șanse foarte mari de a se... rupe. Rupe, rupe, rupe. Cam așa sunt situația aici. Haideți să vi-l arăt pe ăla din dormitorescu. Iar acum situația din dormitor începe direct cu oglinda aici, stai așa. Ia din cum stă treaba, bam, ca să nu dai în alb, așa urât să te vezi. Oh, hâț, hau, bau. Înțelegeți? Frumosule, hau. Ați înțeles? Iar după continuăm tot în full sticlă, oarecum. Tot de-astea așa glisante, cățuleanis. Ia fiți atenți, mă, ce are Mițanu, mă. Da, tata, am vrut separator de-astea, băi, frate, să am într-o parte chiloții, într-o parte șosetele, sunteți nebun? Frumos, elegant, soplos. Avem și în partea asta și avem și pe hol. Mai pune și pe hol, că nu, noi nu gătim, știi, că mama tot timpul când făcea mâncare le puneam în casă, că mirosea mâncare, știi? Merge, avem și acolo, mai pune și acolo, mai și hâți, că... Bine, aici o să fie la mine, aici la tine, nu, aici la amândoi și acolo la tine. Da, așa. De-abia și să bala încărcat aici, mamă, o să ne vină patul, băieți, stați așa că o să continuăm clipul ăsta, că ne vine patul, cu patul montat, cu lept, au! Patul ăla de mi-a luat seapă, am comandat de la Vivre, de la alții, care sper să se țină de cuvânt să-mi livreze joi, că așa s-a stabilit. Mobile de MD, dați-mi banii, dați banii sau patul! Era puțin dor așa să țip, dar dați-mi banii sau patul, mobile de MD, altfel, oricum o să mi dați voi, se acționează deja. Aici mai trebuie să vină două uși de alea glisante, tot așa cu oglindă, frumos, elegant. Cam atât stă situația, am adus să mă arunc în bag-ul meu mare, rău de tot. Oh! Aole, de-abia aștept. Băi, ia stai mai, să facem un test, să vedem dacă încape acolo. Scrieți voi până facem niște testul dacă încape ăsta aici sau nu, dar nu cred că o să mai facem pentru că este murdar pe da, jos. E murdar pe jos și nu mai facem testul. De-abia aștept să-l îmbrac pe ăsta în fusă, pentru că are o fusă din aia, pe la rău de tort. E chiar aici. Și cât de bine stai pe el, dai seama după un live? După un live de la nebun, cum te arunci așa aici. Și ăsta e medium, bine că nu la mare. Da, de la mare este terminator. Da. Revenim cu patul, nici de bun la cap, și după cu un ultim vlog final când o să fim mutați aici.